În episodul ăsta o să vă fac așa un mic story time. Nu știu când o să vedeți voi materialul ăsta, când o să-l postez, dar astăzi este a doua zi de România. Am ajuns aseară și astăzi am fost, am luat mașina, am fost la Pașapoarte și am fost în Carrefour, unde am mâncat cremvuși la un leu. Am vrut să merg să filmez înăuntru, dar l-am luat somnul pe Alex. Și Elena a rămas să facă cumpărături. Și acum cum stăteam pe bancă, că am așteptat-o la Vodafone, cum era banca aici, stăteam eu, partea asta pe spatele meu, în spatele meu, o doamnă în vârstă de vreo, mi-a spus 84 de ani. Și m-am uitat așa la ea, s-a uitat și ea la mine, ca și cum era frică să vorbească, nu știu, era teama așa să nu fie cumva acuzată de ceva, nu știu, a fost așa un sentiment, am văzut că ar fi zis ceva, dar se abținea. Și m-am uitat așa mai atent la ea, m-am uitat așa în ochii ei și am zâmbit că s-a uitat că dormea copilul și zic, asta înseamnă să dorm când ți-e somn. Și bineînțeles că ați văzut cum sunt oamenii bătrâni, dacă că îți face plăcere sau că nu îți face plăcere să stai cu ei de vorbă, dacă stai cu ei de vorbă, totdeauna îți vor vorbi și îți vor povesti ceva. Am vorbit un pic despre politică, și era îmbrăcată bine, dar foarte bătrână și aveam pungă acolo, cred că avea ceva salam de ăsta luat la 100 de grame, pentru că erau mai multe pachete acolo într-o plasă, nu foarte multă mâncare. Și așa cu un baston și cu un palton de ăla, cu un fes în cap. Și mi-am dat seama că se ferea. Și cum sunt eu cu politica mea, cu Ceaușescu și cu așa, nu o să fac politică pe acest canal, nu mai fac. Dar n-am putut să mă abțin, pentru că atunci când vorbești cu un om de ăsta bătrân, băi, ești curios să vezi din perspectiva mai multor oameni cum au fost timpurile alea înainte de 89. Și mi-a zis că partidul respectiv era pentru săraci și că ceva de liberal, că liberalii n-au fost buni și chestii de genul ăsta. Când mi-aduc acum aminte toată discuția, că am vorbit cred că o oră, dar cu ce am rămas eu din discuția asta, că e normal să zici, bă, omul a îmbătrânit și normal că e greu și acum îi se pare mai greu și așa mai departe și că pe timpurile alea poate na, a uitat că era rău, știi, te gândești la chestia asta. Bă, da, noi oare o să apucăm să luăm pensie din țara asta? Sau o să apucăm pensia? Sau când nu a apucat pensia, o să fim în țara asta? Asta este întrebarea mea. Eu sunt plecat de 8 ani. De 5 ani sunt în Anglia și am zis că nu o să fac ce am făcut cu Japonia. O să stau până iau cetățenie aici și să cotizez la pensie și după ce, dacă plec în Anglia, o să cotizez la pensie. Acum e prea devreme să spun că m-aș întoarce în România pentru că n-am niciun plan bine pus la punct. Sunt doar niște idei. Dar tot așa și vorbeam cu femeia asta, bă, frate, este cu totul și cu totul altă generație, a trăit altceva. Adică ceea ce ne uităm noi la filmele alea din anii 60-70, gândiți-vă că doamna avea 84 de ani, dacă mai ține minte bine, poate avea și mai mult. Orice om bătrân așa, când te uiți la el, ți se face milă, dar după asta și te gândești, bă, dar ce a făcut cu toată viața lui și cum trebuia să-și așterne, trebuia să facă, trebuia să dreagă, dar sunt alte timpuri. Adică ea a cotizat pentru pensie când era tânără și acum ia pensia care o decid ăștia acum. Deci noi nu putem să știm ăia până anii 60-70, chiar și 80, cât au muncit ei și cât ar fi meritat ei să ia pensie. Adică calitatea vieții, știi, nu contează suma, nu contează 2000 de lei, 3000 de lei, cât să fie o pensie. Contează calitatea vieții, că zici că muncești toată viața ca să iei nimic.
știi? Mă întristează un pic chestia asta, că mă uit că mă gândesc că în toate blocurile alea, apartamentele alea sau garsoniere sau ce sunt, cu o cameră, două blocurile alea de 4 etaje, sunt numai oameni de ăștia, care poate au rămas singuri, poate copiii au plecat pe afară sau... Și vin așa să urc într-un tramvai de ăsta, intră într-un supermarket de ăsta, care la care poate a visat pe vremea lor, abia aștept să avem și noi. Și ca să așa, într-o plasă, două, trei pachete de-astea de salam feliat, o pâine poate și cine știe câte zile ține asta. Și stai și te gândești, bă, asta a fost oare sacrificiu, că sacrificiul ăla despre care se vorbește că sau au fost românii munciți ca să trăim, vezi, domne, noi mai bine și acum noi unde trăim mai bine? În alte țări? Că în țara asta nu sunt foarte mulți care au dormit bine. Sunt, dar nu sunt foarte mulți. Și eu vreau să vă întreb pe voi, oare a meritat toată chestia asta? Asta este întrebarea. Eu văd, acum nu știu cum o fi în alte părți, dar nu sunt toți în toate țările astea dezvoltate chiar așa bine puși la punct. Bă, da, englezii mai pleacă pe un vapor, pe un vas de croazieră, mai pleacă pe o insulă, mai pleacă într-un concediu. Ei așteaptă să iasă la pensie, cotizează și pe aia când ies la pensie se duc să vadă lumea, se plimbă sau își iau o mașină scumpă sau ceva. Și mă uit că la oamenii ăștia că mor singuri așa pentru un apartament de ăla și poate unii mor de foame. Bă. Da, m-a tristat așa un pic discuția, dar legat de politică, femeia n-a fost, cum să zic, să se plângă, să zică că era bine pe vreme. Am întrebat-o eu dacă era mai bine și nu mi-a spus că era mai bine sau că nu era mai bine, mi-a spus că partidul ținea cu mai mult cu săraci decât cu bogați și acum e invers. Și ideea e că atunci când bogații au prea mulți bani, vor și mai mulți și sunt din ce în ce mai nepăsători și mai ignoranți și chiar aroganți cu cei săraci aici, iar cei săraci din cauza situației se răiesc și ei. Neajunsuri, probleme tot timpul. Normal, și e normal. Este un lanț. Și asta, am rămas așa cu chestii, știi, că mă gândesc că o să îmbătrânesc și eu nu știu pe unde. Și te gândești așa, dacă muncești toată viața ca să... Nu că muncești pentru pensie neapărat, bă, dar știi că o parte din banii tăi care pleacă acolo la pensie, cotizezi că știi că sunt bai tăi, sunt banii tăi, știi, pui acolo deoparte, bă, lasă că vine pensia și să am și eu o pensie, știi? Dar asta e diferența, că alții merg pe vapoare, pe vase de croazieră și alții rămân așa în situația asta pe care tocmai am povestit-o. Lăsați și voi gândurile voastre, ce credeți despre story time-ul ăsta. Și ca să nu închei, că era să uit, cea mai importantă fază, lângă dânsa s-a mai așezat cineva și a început să vorbească mai încet și a spus că nu vrea să ia cineva de ea, că este comunistă sau ceva de genul ăsta, pentru că noi vorbeam despre Ceaușescu și că discuția noastră ducea ca și cum a fost mai bun. Și cine s-a așezat acolo, o doamnă, mai, nu știu că era mai în vârstă, dar tot așa, foarte în vârstă, și se vedea că era mult mai bolnavă decât ea. Și a scos un leu și a dat un leu. Și zic, wow. Bă, nu că un bogat n-ar da la arbă, nu e vorba despre asta. Este vorba că parcă mi se, deci am văzut cu ochii mei chestia asta, că puteai să vezi în altă parte și zici, da, mă, a dat și la bani la sărac ca să dea mare sau nu știu. Nu, femeia pur și simplu s-a uitat la ea, a scos un leu și l-a dat. Un sărac dă altui sărac, fără nicio chestie, fără nicio obligație, fără să gândească a doua oară. Și a rămas așa ca o lecție, a rămas așa că mă uit așa pe oameni și analizez, cât stau în țară vreau să fac chestia asta. Și să fac câte o poveste și câte un gând al meu, să vedeți cum și voi cum vedem noi România după ani de zile, după ce nu mai venim. Eu sunt de 8 ani plecat.
Și ultima oară am venit în România cu 2 ani jumate. Și vă fac tot așa, cât un story time, ca să vă povestesc ce lecții am învățat eu, ce, cum vedem noi lucrurile de afară. Și închei că cred că începe ploaia. A fost soare până acum și dintr-o dată începe să plouă. Cred că am venit cu clima din Anglia după mine. Da. Vă pup și aștept de la voi mesaje să spuneți ce părere aveți despre ce am discutat. Ciao.